Contractul firmei de salubrizare, care a ridicat gunoiul menajer din Râmnicu Sărat în ultimii ani, a ajuns la final anul acesta. Din acest motiv, primăria a organizat o licitație pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare. După analizarea ofertelor, administrația locală a ales un operator, însă decizia a fost contestată de două firme participante la licitație. Autoritățile așteaptă ca speța să fie soluționată, convinse fiind că, indiferent cine va fi operator de salubrizare, la Râmnicu Sărat, prin noul contract, serviciul se va eficientiza. Sunt absolut convins că, indiferent cine va fi operator, prin noul contract și pe acele sarcini pe care l-am avut, nu vom mai ajunge situația de fapt. Astăzi, la Râmnicu Sărat, plătesc în jur de 18.000 de cetățeni abonamentul la VEF și, în realitate, de fapt, noi aproape 30.000. Autoritățile din Râmnicu Sărat își doresc ca odată cu desemnarea unui operator lucrurile să se schimbe. Atât cetățenii care refuză să încheie contracte pentru ridicarea gunoiului, cât și reprezentanții firmei care va ridica gunoiul trebuie să înțeleagă că salubrizarea în condiții cât mai bune a orașului este o prioritate pentru toți. Mai mult, dacă numărul celor care plătesc va crește, taxa pentru ridicarea gunoiului ar putea scădea. Se va întâmpla o dată care să reușim să facem acela de a plăti aproape toată lumea, ceea ce va ajunge, adică se va diminua și prețul la lumea. În condițiile în care multe persoane din Râmnicu Sărat nu au un contract pentru ridicarea gunoiului, acestea îl depozitează în zonele mărginașe ale municipiului.